Bun găsit! Rămân în speranța frumoasă, căci Toru Ahtia, după lecturi bune și foarte bune, va veni la Biblioteca Onisifor Ghib. Vă propun un volum valoros prin selecția celor mai fine poezii și a celor mai contemporane idei, ce le reprezintă pe regretatul poet și scenarist Petru Dudnic. Poeme și epistole în zbucium. Petru Dudnic, carte postumă, selecție, antologare și prefață de Vitalie Releanu, poet critic literar. Directorul Bibliotecii Onisifor Ghib. Petru Dudnic ținea la idealurile poporului, promova valorile autentice ale națiunii și universalitatea literaturii. Criticii literari au apreciat sensibilitatea logosului, aspirațiile spre infinit, regăsirea sinelui și zborul destinului în care a planat Petru Dudnic cu înscrierile artistice și publicistice. Poezia lui este rațiunea sensibilizată, ori sensibilitatea rațională. Are o tonalitate optimistă, redă o imensă dragoste față de omul faptelor frumoase. A fost un om de o sensibilitate rară și a reușit să ne lase cel puțin o parte a zbuciumului său omenesc, rămânând și peste ani poet. Și de vreme ce a rămas, urmează să-i cinstim memoria, aplicându-ne asupra cărților sale, discernând valorile autentice de plăzmuire ocazională. Ce-mi stai stejarule încovoiat? Clătinându-te între pietre și viață. Eu, furtuna, m-a încovoiat, dar tot ea o să mă înalțe. Vă așteptăm la lecturi în Biblioteca Onisifor Ghib.